Stimate domnule primar, distinși oaspeți, onorată asistență, bună ziua! În primul rând vreau să vă spun că mă simt onorat să fiu astăzi, împreună cu dumneavoastră în orașul Iași. Este o zi deosebită. 106 ani în urmă, la Chișinău, Sfatul Țării a votat unirea Basarabiei cu România. În al doilea rând, sunt 33 de ani de când a fost fondată această televiziune privată și vreau să vă mărturisesc că l-am întâlnit pe domnul director Petru Frăsilă la Chișinău. Câțiva ani în urmă și de atunci am citit doar lucruri foarte frumoase despre activitatea acestei televiziuni. Eu vreau să vă aduc sincere felicitări cu sărbătoarea de astăzi și sincere felicitări cu reușita acestei televiziuni. Cu cât mai multe televiziuni care activează cu așa succes o să avem, cu atât mai bine vom fi informați și cu atât mai repede noi vom reuși să parcurgem calea spre unirea noastră. Totul ce întreprindem la Academia de Știință a Moldovei este să creăm cât mai multe punți de colaborare. Și ne reușește. Avem o colaborare foarte strânsă și cu Academia Română, cu multe instituții din România. Iar aici, cu orașul Iași, chiar creăm punți de colaborare practic în toată ziua. Și este, eu aș spune, un moment important că am găsit această cărărușă, am identificat-o să creăm o punte de colaborare cu doamna profesor Fornă și echipa dumneiei. Sunt aici la Iași împreună cu doamna academiciană Eva Godomac, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei și vreau să vă spun că doamna academician, știți, medicii mai repede evaluează situația și a spus că doamna profesor Consuela Fornă este un argint, o picătură de argint. Și, într-adevăr, este greu să dovedești după doamna profesor. Și iată să ne gândim, poate să scriem domnului primar o scrisoare sau poate la București o scrisoare să îi permită și să vină la Chișinău, la noi. Și dacă vine la noi, vă spun și mai repede, o să apropiem două maluri ale Prutului și vom activa mult mai reușit. Dacă să câteva cuvinte despre doamna profesor, eu îi mulțumesc, desigur, pentru această prezentare. Mă iertați, vă rog, vă întrerup puțin, pentru că acum este surpriza pe care eu facem doamnei profesor universitar doctor Norina Consuela Fornă. Îi se acordă premiu de excelență aici, la Gala Tele Moldova Plus, libertatea de a fi român oriunde ne-am afla. Așa încât, doamnă profesor, vă felicităm pentru că sunteți laureat al acestei prestigioase gale și vă rog să veniți aici pentru a primi distincția cu gândul nostru de recunoștință pentru tot ceea ce faceți, pentru Iași și pentru segmentul medical românesc. Vă mulțumim frumos, domnule academician. Domnul primar, poate colegii din tehnic vor veni puțin și aici pentru a regla stativul.
Mulțumim, domnule academician. Da, eu vă mulțumesc mult. Știți, m-am convins că doamna profesor este bine cunoscută în orașul Iași, așa că nu voi veni cu multe detalii, dar am fost plăcut impresionant de acele înălțimi care au fost atinse de doamna profesor. Deci, membre a 45 de societăți științifice internaționale. Membra 36 societăți științifice naționale și membră în 22 academii naționale și internaționale. Doamna profesor Norina Consela Forna a adus în instituțiile în care activează proiecte în valoare de peste 30 milioane euro, euro. Președinte a circa 100 de evenimente științifice naționale și internaționale. Chairman la peste 300 de evenimente științifice. Participări la peste 1100 conferințe cu prezentare de rapoarte. Membru al colegiului de redacție la 5... Da. Membru al colegiului redacție la 5 reviste, experiență în învățământ 31 ani, experiență în management 20 de ani, adică toate aceste cifre m-au convins că trebuie să mă adresez oficial ca să o aducem pe doamna profesor la Chișinău. Și știți, am mai ajuns la concluzia că, de fapt, noi vorbim mult despre apropierea celor două maluri, despre unire. Eu cred că unirea și apropierea malurilor și bine, deci cum va fi această unire prin Uniunea Europeană, prin, dar ea va fi realizată de Doamne. Și scopul, sau ce se cere de la noi bărbații, să le susținem și să nu le creăm bariere. Și să vedeți cât de repede o să marcă treaba. Deci, eu vreau să vă mulțumesc mult pentru această invitație, să vă mulțumesc pentru această onoare care mi-a fost acordată și să știți că noi, în Republica Moldova, facem tot ce-i posibil ca să ne apropiem, fiindcă rădăcinile noastre sunt aceleași. Și iată aici am o mică așa poezie, am scris-o în ziua de 31 august, un an jumate în urmă. Scriu câteodată poezii, rar, dar scriu, știți, eu în general sunt expert în nanotehnologii, dar nanotehnologia e frumoasă ca poezia. Nanotehnologia, asta este o țesătură din atom și molecule, iar poezia este o țesătură din cuvinte. Ambele țesături sunt foarte frumoase. Ode lui Eminescu. Eminescu înseamnă vers, inspirat de univers, luceafăr al poeziei, mandatar al veșniciei. El e pasărea măiastră, ce ne cântă limba noastră, în veci să ne aparțină limba noastră, cea română. Eminescu e o lumină, raza magică, divină, sensul timpului dezleagă și de strănepoți ne leagă. Este în miez de noapte o oră când se încing stelele în horă, înscriind pe cer firescul. Tot ce avem e Eminescu. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule academician, felicitări pentru întreaga dumneavoastră activitate și pentru acest cuvânt plin de emoție și de consistența ideilor, adresat nouă tuturor, rămân de aici și din